Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou videoclip de pe acest canal. Astăzi facem un clip la iepuraică, pentru că a fătat 4 puiuți. De fapt, fătase 5, dar unul pur și simplu a dispărut peste noapte. Nu știu ce s-a întâmplat cu el. A fătat după o oră, după ce am făcut acel videoclip în care am spus că va făta, pentru că își făcea cuibul. Și am spus că erau 5, făcusem clip, i-a arătasem pe toți și acum când m-am întors de la școală, i-am văzut doar 4. Doar 4 dintre ei, unul pur și simplu dispăruse, nu știu ce s-a întâmplat cu el. Ideea e că am făcut un clip, dar l-am lăsat deoparte și fac altul acum, deoarece nu mai avea rost să aștept încă o zi, să-l fac pe ăsta și așa mai departe, cum că dispăruse un iepuraș. Pentru că nu văd rostul, mai bine fac o dată așa, vă spun ideea și gata. Ca să intru și aici, fi mai complicat. Așa. Avem aici iepuraica. Stai să aprindem blițul. Așa, iepuraica care e foarte blândă și frumoasă, te lasă să umbli de acum fără probleme. Așa, să prindem mirosul iepuraicei. Și revin imediat. Așa, stați o secundă. Am încercat ceva, dar nu am reușit. Mai luăm puțin din fân. Și avem aici 4 prichindei. Super frumoși. Hai să-i vedem. Și avem aici în felul următor. Unul care pare să dea pe un alb, după părerea mea. Îl lăsăm aici un pic, departe. Ăsta care mi se pare și cel mai frumos, așa mai interesant. Care e plin de culori. Arată super fain, să sperăm că va fi o femeliță, că 100% îl voi păstra. Oricum am de gând să păstrez vreo două femele de aici. Altul care a zice eu că tot un alb sau un maro s-ar face, un maro mai deschis. Și ultimul, pentru că v-am spus, restul nu i-a mai restul de unul, de fapt, că doar unul nu l-am mai găsit. Și ar fi acesta. Așa, să-i punem la loc, pentru că nu vreau să se răcească, să le fie frig și să mă trezesc cu probleme. Așa. A stupăm foarte frumos. Am uitat prin tot cuibul și nu l-am găsit pe ăla, să zicem că ar fi fost mort. Probabil că i-a mâncat. Aici. Ia, le-am pus mâncare. I-am pus mâncare. Furaje, ca să aibă pui să poată crește, pentru că ea mănâncă și laptele va fi cu vitaminele care le are. O variantă care aș merge cu siguranță pe partea asta, ca asta s-ar fi întâmplat, să fi murit de frig, pentru că azi noapte a fost undeva la un grad, un grad și un pic, dar nu prea mă gândesc la asta. Sau să fi intrat să le alăpteze și să cadă unul, s-a mai întâmplat asta odată, cel colorat a căzut, să îl prindă cumva în piciorul din spate și să îl dărâme și să înghețe de frig și să-l fi mâncat, pentru că în partea asta se cunoaște foarte bine sângele de aici. Probabil e și cum a fătat, dar deși nu cred, eu cred că l-a mâncat. Și pe partea asta e, dar e foarte puțin. Cum stă ea în colțul ăla, eu aș merge pe varianta că a fost aici ceva, că l-a mâncat undeva în colțul ăla pe acolo. Deși stai să băgăm puțin camera să văd. Ce video l-a editat? Aha. Așa zic eu, că acolo l-a fi mâncat, să fi murit. Deși nu cred. Dar asta e. Aici trebuie să fete pe 20 și în sfârșit a devenit mai blânduță, pentru că era foarte sperioasă. Asta vine să stă să fie mângăiat, să abia aștept să văd ce pui scoate. Acesta este tăticul la cei 4 pui de aici și cu acesta am montat-o pe asta, iar cu ăla am montat-o pe cea de acolo, care se observă tot pe 20. Pe 19 trebuie să fete ea, de fapt. Deci da. Să sperăm că totul va fi ok cu acești puiuți. Vă țin la curent. Cam peste 2-3 zile va veni un nou clip la ei. Să văd ce culori vor da. Să vă arăt și vouă ce culori vor da. Aș zice că 2 dintre ei ar merge pe maro și unul pe alb. Și cel colorat este cu semnul întrebării, vom afla atunci când îi va da. Cam undeva la 4 zile începe să li se vadă blana, să le iasă blana, câte un pic, așa, cam așa ceva, puțin.
dar se cunoaște culoarea și da. Acesta o să fie dat cât de curând. Urmează să se fac și încă 4 cuși în plus pe lângă astea. Și sus aici nu va mai sta iepuroiul, pentru că astea le voi lăsa pentru mii de flori. Și da, cam atât a fost acest videoclip. Sper că v-a plăcut. Haideți să strângem la acest videoclip 40 de like-uri, n-am mai strâns de mult, 40 de like-uri, trimiteți la cât mai multe persoane ca să fie cât mai vizionat. Și dați like, comentați, nu contează ce comentați, ideea e să fie un comentariu bun, ca algoritmul YouTube să dea videoclipul mai departe și să apară la cât mai multe persoane pe ecran. Deci da, eu am fost Alex și ne vedem data viitoare. Pa, pa!